În urma furtunii, barometrul din grădina publică a fost avariat după ce a fost doborât de pe soclu. Reprezentanții Serviciului pentru Administrarea Domeniului Public și Privat au avut sarcina de a-l repara. Cu ajutorul inginerului Gheorghe Buzatu au reușit să-l repare și ieri a fost montat în locul bine știut din grădina publică. Gata, hai că merge. Dă-i drumul. Vezi la mâna acolo, să-ți prindă mâna. Ok, dar trebuie să-l îndreptați puțin. Ușor. În momentul în care se făcea montajul, reprezentanții Partidului Social Democrat au trecut prin zonă, iar deputatul Simona Bucura Oprescu și vicepreședintele organizației Câmpul Lung, Corina Scarlat, au intrat în parc pentru a-i adresa urări de Sfintele Paști primarului Elena Lasconi. Paște fericit, sărbători fericite, Paște, da. Ultima dată, barometrul a fost restaurat în vara anului 2009, atunci când inginerii Gheorghe Chița și Gheorghe Buzatu l-au desfăcut piesă cu piesă, l-au curățat, au reparat mecanismul și apoi au pus barometrul pe un soclu nou.